Astăzi vom vorbi despre fonetică. Ce este fonetică? Este știința care studiază sunetele vorbite. Provine din limba greacă, unde phonos înseamnă sunet. Sunetele vorbite se împart în vocale, semivocale și consoane. Care este diferența dintre sunet și literă? Literele sunt semne convenționale prin care se reproduc sunetele vorbite. Alfabetul însumează totalitatea literelor. Alfabetul limbii române conține 31 de litere mici și 31 de litere mari. În ceea ce privește corespondența dintre sunet și literă, există litere care se reproduc sub forma unui singur sunet. Avem practic egalitatea literă-sunet. De exemplu, cuvântul elev însumează 4 litere și 4 sunete. Avem și litere care se reproduc sub forma a două sunete. Exemplul în acest sens este litera X, care se aude sub forma a două sunete. Ks, precum cuvântul excursie, care are 8 litere și 9 sunete, sau sub forma sunetelor gz, ca în cuvântul exemplu, care are 7 litere și 8 sunete. Există, în schimb, și grupuri de câte două litere care se aud sub forma unui singur sunet. În acest sens, exemplu sunt grupurile C, C, G, G, care, urmate de o vocală, se aud sub forma unui singur sunet, care este consoană. De exemplu, cuvântul ceas are 4 litere și 3 sunete. Există și grupuri formate din trei litere care se aud sub forma unui singur sunet. Grupurile K, K, G, G, urmate de o vocală, se aud sub forma unei singure consoane sau la sfârșit de cuvânt în aceeași silabă cu o vocală. De exemplu, cuvântul gheată are 6 litere și 4 sunete, iar cuvântul unghi, unde grupul se află la sfârșit de cuvânt, are 5 litere și 3 sunete. Există și grupuri formate din 3 litere care se aud sub forma 2 sunete. Exemplul în acest sens sunt grupurile K, K, G, G, care formează o silabă. G, O, C are 7 litere și 6 sunete. Ce este silaba? Este un sunet, o vocală sau un grup de sunete conținând obligatoriu vocală care se pronunță cu un singur efort expirator. Reține, este absolut important. O silabă trebuie să conțină neapărat o vocală și numai una. Silaba poate fi alcătuită din o vocală, sunete alăturate din același cuvânt, două cuvinte pronunțate împreună, sfârșitul unui cuvânt plus un cuvânt sau începutul altui cuvânt și un cuvânt plus începutul altui cuvânt. Grupuri vocalice: diptongi, triptongi, hiat.
Diftongul reprezintă grupul format din două sunete, vocală și semivocală, rostite în aceeași silabă. Oaie este un cuvânt format din doi diftongi, o A și IE, piatră conține diftongul IA, oștean diftongul EA, sky cu diftongul AI sau în care există diftongul AU. Triftongul reprezintă grupul de trei sunete, vocală și două semivocale, rostite în aceeași silabă. Cuvântul inimioară conține triftongul IOA, leoaică triftongul OAI, citeau cu triftongul EAU, miai un triftong creat cu ajutorul cratimei, IAI. Hiatul reprezintă grupul alcătuit din două vocale alăturate care se rostesc în silabe diferite, po e zi e a le e co pe ra re. Despărțirea în silabe. O consoană între două vocale formează silaba cu a doua vocală. Ca, să, e, le, pă, pu, șă, că, ce, luș, ro, mă, nă, mate, ma, ti, că. Două consoane între două vocale se despart. Prima consoană formează silaba cu prima vocală, iar a doua consoană cu a doua vocală. De exemplu, carte, carnet, șapte, ștergar, pantof. Există în schimb și o abatere de la această regulă. Când a doua consoană este L sau R, cele două consoane formează silaba cu a doua vocală. Cablu, codru, soclu, socru, patru. Trei sau mai multe consoane între vocale se despart. Prima consoană formează silaba cu prima vocală, iar restul consoanelor cu a doua vocală. Antrenor, contract, constipat, constructor. Există și de la această regulă câteva abate. Grupurile RCT, RCT, MPT, MPT, NDV, RTF, NCŞ se despart după a doua consoană. De exemplu, arctic, sculptor, sandfish, jertfă, sting și. Două vocale alăturate se despart în silabe diferite. Ele formează hiat. A, le, e, ști, in, ță, po, e, fa, ni, on, al, co, ol, muze, e, isto, ri, e, a, e, ri, an. Cuvintele formate prin derivare cu prefixe și cele compuse se despart ținându-se cont de părțile componente. Dez-aprobare, dez-ordine, in-exact, sub-liniere, de-spre, biosferă.